În studiile sale asupra câmpul lungului, Adrian Săvoi a descoperit hărți vechi de sute de ani pe care se regăsește câmpul lungul. Fie el Dolgopol, Campo Longo sau Longo Campo, câmpul lungul Evului Mediu era prezent pe hărți alături de cele mai importante orașe și capitale de imperii. Aceste documente au fost cuprinse într-o carte intitulată Câmpul lungul pe hărțile lui Johannes Honterus și Sebastian Münster. Aici, iată, avem, începând de la anul, să spunem, 1450 și până la 1864, peste 400 de ani de cartografie europeană în care apare orașul Câmpul Lung. Lansarea cărții și prezentarea hărților în format mărit, evenimente desfășurate sâmbătă la Galeria Arta, au dat statul unor îndelungi discuții despre unicitatea istoriei Câmpul Lungului și despre importanța continuării cercetării acestui oraș.